Muzica populară este din nou în doliu. Costel Pițigoi a murit. Celebrul instrumentist bănățean s-a stins din viață în urma unui atac cerebral. Acesta a trecut în lumea celor drepți mult prea devreme, la doar 48 de ani. Familia, prietenii și fanii trec prin momente extrem de grele. Ramona Viță este una dintre colegele sale de breaslă care a venit cu un mesaj emoționant după ce a aflat de dispariția bunului său prieten. Cea din urmă a precizat că instrumentistul nu a dat semne de boală sau de disconfort în ultima perioadă, iar vestea a picat ca un trăsnet. Mai mult decât atât, bărbatul a fost și la un control medical de rutină, unde medicii nu i-au semnalat nicio afecțiune. Cântam împreună de aproximativ 10 ani, întotdeauna am respectat valoarea ca instrumentist, om, dar de când am început să colaborăm, am devenit poate mai mult decât frați. Dacă soțul meu, Petrică Viță, este mâna dreaptă a formației, Costel Pițigoi a însemnat mâna stângă. Am rămas șocați, suferea de diabet, nu s-a simțit rău, nu a avut probleme. Cu vreo două zile înainte de nenorocire, a fost la un control medical la care a fost totul în regulă și i s-a spus că are circulația bună, să stea liniștit. Și în miez de noapte ne-am trezit cu această veste, a făcut atac cerebral. Soția a sunat la salvare, a anunțat copiii, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic, a declarat Ramona Viță pentru Star Popular. Costel Pițigoi era apreciat de lumea muzicii populare, dar și de câțiva maneliși de seamă. Acesta a reușit să-l impresioneze pe Florin Salam, care i-a pupat mâna la un moment dat, fiind extrem de surprins de talentul său. Regretatul artist va fi condus mâine pe ultimul drum și va fi mormântat în comuna Armenis. Cred că el, după sufletul pe care l-avea, cu siguranță pleacă într-o lume mai bună și ne veghează de undeva de sus. Aș vrea să știe că locul lui în formația noastră, în viața noastră, în inimile noastre, nu-l va ocupa nimeni niciodată, a mai spus Ramona Viță.